90% din colegi au absolvit Carol Davila. Nu ne-am cunoscut, ne-am cunoscut la servici, ne-am pliat unii după alții și am constituit o echipă minunată. Au și experiența școlii, care este deosebită. Au fost niște elevi sârguincioși, care în continuare au devenit niște salariați onești, dedicați. Pentru că dacă nu ești făcut să lucrezi în sănătate, dacă nu ești făcut să fii asistent sau medic, mai bine faci altceva. Iar să aibă încredere în școala românească de asistenți medicali, așa cum și eu am încredere în școala românească de asistenți medicali, în școala românească de medicină. Școala Carol Davila mi-a oferit totul. Am urmat școala, dar după neambiții. Lucram în spital ca brancardier și am întâlnit o colegă care era foarte ambițioasă și mi-am spus, dacă această doamnă poate, pot și eu. Sunt a treia promoție a școlii Carol Davila. Școala Carol Davila împreună cu spitalul mi-a oferit totul. Sunt poate unul din puținii asistenți care am avut șansa și bucuria să parcurg etapele acestei profesii. Am fost asistent debutant, asistent plin, asistent principal și cu foarte multă muncă am condus 4 ani de zile, am fost asistentul șef pe spital. Care a fost cea mai frumoasă experiență la școala sanitară Carol Davila? Însă cea mai frumoasă, mai plăcută și care mi-a rămas în memorie, la modul plăcut, a fost o acțiune de ajutorare în perioada Crăciunului, de ajutorare a persoanelor vârstnice, o acțiune inițiată de către doamna Puiu, Victoria, pe care o salut și o respect și de care mi-aduc aminte cu mult drag și cu mult respect, în primul rând. O salut și o îmbrățișez cu tot drag. Ce a însemnat Carol Davila? E o școală frumoasă, o școală care face oameni frumoși, care face asistenți frumoși, buni, pregătiți profesional, o școală de care mi-aduc aminte cu plăcere, o școală la care am făcut și cursuri de revalorizare și au fost interesante. O școală care are și acum absolvenți și viitori, de fapt, încă nu au absolvit, care vin și fac practică la noi și demonstrează bine ceea ce fac acolo și e de bine. Noi așteptăm mereu. Cât de greu a fost la școală? La școala Carol Davila? Depinde din ce punct de vedere privești. Dacă vrei să înveți și vrei să te implici, totul pare destul de simplu. Aș adăuga față de colegi că ai nevoie de foarte multă empatie, să fii un suflet mare, să înțelegi nevoile cu adevărat ale oamenilor, indiferent pe ce secție lucrezi. Să poți să te pui cumva în locul lui. Nimeni nu vine de plăcere la un spital, nimeni nu vine de plăcere la o operație, nimeni nu vine de plăcere nici la urgență, nici nicăieri. Poate la neonatul, că mamele nasc și nu știu ce. Dar pentru tine ca om, ca și asistent, trebuie să ai un suflet mare, să știi să fii aproape de om, să-l ajuți când are nevoie. Și din punctul ăsta de vedere, școala s-a remarcat prin niște asistenți, doctori, profesori care au fost deosebiți ca și oameni, fiind tot din rândul spitalului, care s-au lovit de problemele astea, care ne-au învățat, indiferent pe unde intri, Cezar, dacă te dă pe ușa afară, intri pe geam. Dacă te dă pe geam, intri pe ușă. Totdeauna am știut să ne implicăm, pe orice secție, că a fost psihiatrie, neonato, mint, că n-am fost decât puțin. Dar pe orice secție am fost, pe neuro, pe chirurgie, bloc operator, unde a fost atras cel mai mult de partea, am văzut ca o ultimă redută înaintea absolutului, ca să zic așa. Și am lucrat cu niște oameni minunați, chirurgi minunați, care o parte din ei poate nu mai sunt printre noi și asta, dar de la care am avut de învățat câte puțin de la fiecare. Școala ne-a ajutat prin ceea ce ne-a implementat, bucățică cu bucățică. Nu zic că a fost ușor, a fost greu. O parte din noi am făcut-o la o vârstă mai avansată. Și putem spune că nu ne-a venit ușor. Am avut alte meserii la bază, care informaticieni, care designeri, care nu știu ce. Dar ne-am implicat. Dacă te implici, reușești. Dacă nu, e mai greu. Trebuie să tu să vrei, nu să te împingă cineva de la spate. Dacă vrei împins, niciodată nu reușești. Consider că această școală mi-a deschis un drum minunat spre profesia pe care mi-am dorit-o toată viața. De când eram mică, am
Și am simțit că nu este un mediu unde doar se învață. Am simțit un mediu familiar în care profesorii ne-au fost aproape. Pe această cale, atunci, în perioada în care am profesat, am învățat, au fost niște profesori care mi-au fost la suflet și în ziua de astăzi vreau să le mulțumesc nominal doamnei Victoria Puiu, care mi-a fost și dirigintă și pentru care am un respect deosebit, doamna Gabi Țâru, care a fost un profesor deosebit și atunci, la vremea respectivă, ne spunea întotdeauna: vreau să învățați, vreau să conștientizați că veți fi colegii mei și ceea ce în viitor s-a întâmplat, să fiu colegă cu doamna Gabi Țâru, care este un om minunat, doamna Dana Niculescu, care ne-a insuflat niște principii și nevoile fundamentale ale pacientului, de ea ne-au fost implementate. Mulțumesc doamnei Gina Hazmățuchi, care ne-a fost un psiholog deosebit. Dragi colegi și dragi elevi, în anul 2011 am absolvit școala sanitară Carol Davila din Onești, unde cu succes în urma formării mele ca și asistent medical am fost angajat în cadrul Spitalului Municipal din Onești în anul 2012. Mi s-a oferit de asemenea șansa, de altfel, de a iniția noi cadre medicale alături de cadre didactice, ce m-au format, ajutat să devin un asistent medical competent, ce poate îmbunătăți îngrijirea pacientului alături de voi, conform cerințelor sistemului sanitar românesc, cât și cel ale Uniunii Europene. Mă bucur că am avut șansa, de asemenea, de a coordona alături de voi generații de elevi cu care ne putem mândri atât în România, cât și în Regatul Unit al Marii Britanii. Mulțumesc tuturor celor ce m-au inițiat, format în arta de asistent medical. La momentul actual pot să vă spun că lucrez ca asistent medical în cadrul unei clinici private din Londra de oftalmologie, cu arie de lucru în combaterea cataractei. Vă doresc tuturor la mulți ani și la mai multe realizări minunate în formarea de generații de asistenți medicali. Cu drag vă salut de aici, din Londra, Ana Maria Luca. Bună ziua, numele meu este Cătălin Rachiru, colega mea Cristina. Încercăm să fim un model pentru generațiile viitoare. Asta este un mesaj pe care vreau să-l transmit celor care vor cu adevărat să facă, să îmbrățișeze meseria asta, pentru că dacă nu ai pasiune, dacă nu faci cu dăruire, deci o dăruire plenară, altfel nu-ți iese. Deci dacă nu faci ceva cu drag, nu îți iese. Sunt un absolvent al Școlii Sanitare Post-Liceale Carol Davila, București filiala din Onești, promoția anului 2000. Vreau să încep prin a mulțumi, în primul rând, fondatorului Școlii Sanitare Post-Liceale Carol Davila, domnul profesor Teodora Dobrică. Pentru mine, dar cred că și pentru mulți alți colegi, ex-colegi de-ai mei, dacă nu era acest om să înființeze această școală, probabil în ziua de astăzi noi nu vorbeam, nu exista nici acest mic interviu ca și mulțumire față de școala sanitară. Mare, dar mare plăcere era să particip la cursurile domnului profesor Dr. Măran Zeno și a Păvăloaiei Viorel. Sunt niște oameni deosebiți, cu tact pedagogic deosebit, și sunt sigur că nu-i voi uita niciodată, cum sunt sigur că și foarte mulți alți elevi din acei ani, când unii lor erau profesori la școala sanitară, nu vor fi uitați niciodată. Am continuat să țin legătura cu școala sanitară din Onești, o legătură deosebit de constructivă, de frumoasă, realizând trei proiecte europene Erasmus, unde am cunoscut colegi, studenți,
care m-am mândrit enorm aici în Italia cu ei și am creat o imagine într-adevăr de profesioniști. Am făcut parte din prima generație a domnului Vasile Sprințeroiu. Am învățat multe lucruri alături de dânsul și el alături de noi. Și am făcut parte și din prima generație care am făcut o experiență în afara țării. Am fost plecați împreună cu profesorii noștri, cu domnul Vasile Sprințăroi, cu doamna Gabițăru, doamna Niculescu în Italia, la un schimb de experiență într-un așezământ de psihiatrie și a fost foarte frumos și am învățat multe lucruri interesante și care ne ajută în activitatea noastră. Care a fost profesorul favorit? Domnul Vasile Sprințăroi, că a fost alături de noi tot timpul. Am terminat școala pozițională sanitară Carol Davila în anul 2019 și cea mai frumoasă experiență la care am participat eu a fost proiectul Erasmus, un proiect prin care am fost în Italia timp de 2 săptămâni la o clinică psihiatrică și pot spune că a fost și cam singurul meu contact cu pacienți psihiatrici și a fost o experiență foarte frumoasă. Un mesaj pentru profesor, pentru foști absolvenți sau actuale absolvenți? Un mesaj pentru actualii absolvenți. Aș putea să le spun că ar trebui să participe la toate activitățile ce se desfășoară în această școală, pentru că din fiecare aveți ceva de învățat. Am terminat școala Carol Davila în 2020. Ce așteptări am avut de la această școală? Pur și simplu să primim anualitate. Pentru școala Carol Davila am numai cuvinte de laudă. Profesori excepționali, o să-i număr câțiva, profesor Țăru, care mi-a fost și dirigintă, domnul profesor Sprințeroiu, domnul profesor Niculescu și nu numai, lista poate continua. Profesorul favorit a fost domnul doctor Brânzaniuc, care ne-a învățat multe chestii interesante, cel puțin ce-au ținut de cardiologie pediatrică. Mi-amintesc cu drag de tetralogia Fallot. Ne-a explicat-o, ne-a desenat-o. A fost super interesant. Cred că dumnealui mi-a trezit în momentul ăla și dragostea pentru neonat, secție pe care am lucrat foarte mulți ani. Acum nu mai sunt, adică regret, dar probabil o să mă întorc o dată și o dată. Doamna profesoară Puiu Victoria a fost pe sufletul meu, deoarece m-a îndrumat să aleg această specialitate de obstetrică ginecologie. Anul trecut am primit și toate cărțile dânsei de obstetrică ginecologie și am fost tare mândră de acest lucru. Și azi am ajuns să lucrez ca director adjunct la o companie destul de mare, zic eu, 250 de azile și spitale. Azilul la care lucrez acum se numește Hilton Park, are 88 de camere. Vreau să mulțumesc Carol Davila pentru tot suportul oferit în timpul școlii și nu în ultimul rând toți profesorilor, tuturor profesorilor de la Carol Davila, pentru că așa am reușit să fiu unde sunt acum. Care a fost cea mai faină experiență la școală și dacă ar fi să vă întoarceți, v-ați reîntoarce? Bună ziua! Da, m-aș reîntoarce pentru experiențele din timpul orelor, pentru reîntâlnirea cu toți profesorii și de dorul colegilor, cred. Pentru că faceți parte din primele generații. Care a fost profesorul cel mai fain? Mulți. Toți. Nominal, câțiva? Doi, trei, câțiva? Echipa toată din Casa de Cultură, doamna Echim, domnul director, era domnul Adubrică. Deci toți, nu pot să... No? Doamna Puiu. Și aș mai vrea să o adaug și pe doamna Lugean, care a fost alături de noi foarte mult. Cum a fost așa? Cum era? Aproape. Aproape de suflet. Da. Deci puteam să... Ca un psiholog, te duceai și vorbeai frumos cu ei. La mulți ani, școala!